ziua, stimați telespectatori! Propunem ca temă a discuției noastre la această emisiune relația cuvânt-lume sau cuvânt-lucru. De ce anume? Pentru că se pare că în esența lui cuvântul nu mai este respectat sau se uzează de niște aspecte ale sale care contravin sensul inițial al acestuia. Etimologic, cuvântul înseamnă conventum, după cum spun unii lingviști de-ai noștri, Sextil Pușcariu, Ovid Densusianu sau Alexandru Filipide. Conventum ar însemna reuniune. Părintele Stăniloae spune că un cuvânt ar trebui să fie o împreună venire la un sens comun, deci un prilej de a ne uni. Cum se întâmplă totuși că în această eră postmodernistă cuvântul mai degrabă dezbină sau dezorientează? Mircea Cărtărescu spunea într-o carte a sa, Postmodernismul românesc, faptul că între mintea noastră, între noi înșine, între subiectul uman și lume, se interpune o bancă de date sau un nor informațional, încât realitatea este în confuzie. Care realitate este cea adevărată, cea a cuvintelor sau cea a lucrurilor? Dacă lumea este una, de ce lucrurile dezorientează sau dezbină oamenii? Iată, sunt două situații apropiate sau curente pe care le trăim, anume războiul din Ucraina și COVID-ul. Dacă urmărim știrile, vedem că ele sunt antitetice uneori, în sensul că fie nu este crezut faptul că acolo este un război, fie omul este mai degrabă receptiv la niște știri apocaliptice, cu un încărcat bagaj emoțional decât cu acele știri care sunt veridice, conforme cu realitatea. În cazul COVID-ului, parcă limbajul mută sau relativizează, dacă e vorba de postmodernism, această limită a vieții noastre, moartea. Nu se mai moare, ci se moare doar de COVID, încât problema vaccinului, care nici nu a eliminat până la capăt situația aceasta, rămâne ca un soi de înviere. Descoperirea vaccinului ar fi învierea. Descoperirea lui ar fi eliminarea morții. Și totuși moartea rămâne și după aceea. Cum anume se împacă, prin urmare, cuvântul cu realitatea? Eroarea, cred că, pleacă de la faptul că noi, cuvintele nu mai învață de la lucruri, ci pare că lucrurile învață de la cuvinte. Fericitul Augustin sau Sfântul Augustin, pe care Eugen Coșeriu, marele nostru lingvist, îl considera cel mai mare semiotician al Antichității, spunea tocmai acest lucru. Cunoașterea realităților este superioară semnelor, dar nu cunoașterii semnelor. Pentru cei care au tendința de a pune un semn de egalitate între cuvânt și realitate sau între exactitate și adevăr, în cazul cuvintelor, le-aș contrapune două citate. Primul din Oswald Spengler, un mare filozof german de la începutul secolului al XX-lea, dintr-o carte celebră de a sa, Declinul Occidentului. Acesta spune: a numi un lucru înseamnă a dobândi o putere asupra lui. Aceasta este o componentă esențială a magiei primitive. Ceva este numit absolutul și ne simțim deja superior lui. Încă o dată, a ști înseamnă a putea. El numea istoria
am încheiat citatul, Spengler numea istoria destin. Prin urmare, există o încercare de a lua în stăpânire destinul nostru prin cuvinte și totuși nu reușim aceasta. Indiferent de cât de multe știri am aflat despre război, despre boală, despre moarte, rămânem totuși ființa sub moarte, sein zum Tode, cum spunea Heidegger. Al doilea citat ar fi din Apostolul Pavel, deja clasic, din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13. El spune așa: dacă aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor și dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimvară sunător. La acest banchet paulinic despre dragoste din capitolul 13 s-ar putea adăuga un altul din aceeași epistolă, un soi de corolar la ceea ce s-a afirmat, anume cunoașterea îngânfă, iar iubirea zidește. Să fie, prin urmare, cunoașterea în esența ei ceva nociv, ceva care duce la o suficiență de sine? Nu aceasta, nu, este bine să cunoaștem, dar să cunoaștem integral. Și vom cunoaște integral dacă vom lua seama la mai multe substraturi ale cuvântului care arată, în analogie, faptul că noi înșine suntem o ființă supraetajată. Existența noastră conține mai multe paliere care se răsfrâng chiar la nivelul limbajului nostru. Această diferență dintre cuvânt și realitate a frământat multe sute de ani filozofia pe lingviști, astfel că au existat două tendințe majore, una care consideră că între cuvânt și realitate sau esența lucrului există o egalitate sau o identitate, și cealaltă tendință care afirmă că, dimpotrivă, cuvintele sunt convenții. Oamenii acceptă ca să numească un cuvânt sau o realitate, printr-un cuvânt, o realitate sau alta, într-un anumit mod, care este același pentru întreaga colectivitate. Iată, din rândul celor care consideră că există o identitate între cuvânt și esența lucrului, s-ar putea aminti aici din filozofia chineză Confucius sau Heraclit din filozofia greacă. De cealaltă parte, a celor care consideră că limbajul este convențional, s-ar putea aminti Pitagora, Aristotel, stoicii, Platon. Iată, singurul tratat filozofic despre limbaj al antichității care ne-a parvenit, Cratilos, al lui Platon, pune această problemă prin Socrate. Socrate stă de vorbă cu Ermogen, care considera că, într-adevăr, lucrurile nu sunt răsfrânte în esența lor la nivelul cuvântului. Și atunci Socrate vrea să-i arate că, într-adevăr, cuvintele pe care le rostim, chiar dacă nu exprimă esența lucrului, dacă nu sunt una cu lucrul, pentru că atunci am avea două realități, două lucruri, cuvânt și lucru, identice, aceste cuvinte, cum spuneam, răsfrângă un mod al nostru, un mod uman de a percepe lucrurile. Și el face o întreagă etimologie a numelor, fără să se mai lege de celelalte părți ale vorbirii, și consideră că anumite litere, de exemplu, trimit la unele realități, precum litera R, vibranta R, sugerează mișcarea, lichida L sugerează ceva neted, I, vocala I, ceva mic. Acum,
Dincolo de aceste aspecte ale relației dintre lucru și cuvânt, am putea aduce ca exemplu situația aceasta a numelor. Iată, cuvintele, substantivele proprii, trimit la clase de realități, la clase de lucruri, nu la un lucru în sine. De ce anume? Aceasta pentru că dacă fiecare cuvânt ar trimite la esența unui lucru, atunci am avea numai cuvinte câte realități sunt. Dar cuvintele trimit de fapt la relația dintre lucruri. O spunea aceasta și Wittgenstein, filozoful Wittgenstein, care în prima lui carte, Tractatus Logico-Philosophicus, spunea că în cazul cuvintelor există o analogie cu rațiunea lucrurilor. Lucrurile în realitate au o anumită ordine, prin urmare și limbajul nostru are o anumită ordine. Către sfârșitul vieții, în cea de-a doua operă importantă a lui, Cercetări filozofice, spunea că, de fapt, cuvintele trimit la relațiile dintre lucruri. Dar atunci cum se întâmplă în cazul numelor, deci al substantivelor proprii, numelor pe care le purtăm? Ce răsfrâng ele? Iată că mai același nume poate fi purtat de mai multe persoane. În ce măsură numele acesta răsfrânge ceva din unicitatea persoanei? Noi, într-adevăr, purtăm legături comune cu toți ceilalți oameni, formând umanitatea, dar totuși simțim că este ceva în noi înșine unic. Acest aspect unic nici nu poate fi definit, de aceea înlocuim realitatea aceasta lăuntrică mai adesea cu pronumele eu. Dar numele noastre însele, cum, ce anume arată din noi înșine? Cum spuneam, ele trimit la o ființă singulară, dar în același timp există persoane care ne pot purta numele noastre. Cred că în cel mai înalt grad problema s-ar putea lămuri, aceasta relație dintre lucru și realitate, în cazul numelui lui Iisus, numele lui Iisus Hristos, despre care Sfântul Ioan Scărarul spunea că nu este niciunul mai puternic în cer și pe pământ prin care să putem să ne câștigăm mântuirea. De ce aceasta? Are numele Iisus ceva unic? Iată că la anumite popoare occidentale Iisus este nume sau prenume destul de des întâlnit. Un sportiv cubanez prin anii 1980 purta numele Jesus Solet. Mă întreb în anumite situații dacă nu cumva a purta numele Iisus nu te duce pe marginea blasfemiei. Dar revenind la acest nume, de ce este el unic? El mai era folosit în Vechiul Testament și totuși unicitatea lui este deplin stabilită în Noul Testament. Cum aceasta? O întâmplare ar putea lămuri întrucâtva greutatea problemei. Prin anii 1916-1918, în muntele Athos, exista o dispută privind dumnezeirea numelui lui Iisus. În ce măsură numele lui Iisus poartă în sine esența divinității persoanei, celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi. Sfântul Sofronie Saharov, vorbind despre atitudinea duhovnicului său, Sfântul Siluan Atonitu, spune că acesta nu a intrat deloc în această dispută. De ce anume? Poate că avea, și mai sigur avea, cheia problemei, dar Sfântul Siluan era foarte reținut atunci când simțea că nu va fi primit cuvântul lui, nu voia să impună nimic, tocmai pentru că era sfânt. Și acum nu încercăm noi să
dăm cu siguranță o soluție a acestei contradicții, dar putem încerca, gândindu-ne la transferul calităților dumnezeiești, firii dumnezeiești, prin persoana lui Iisus Hristos, asupra firii lui omenești. Știm că Iisus a luat întreaga fire afară de păcat. Era persoană divină, aparținea unei firi dumnezeiești, dar în același timp se făcuse și persoană pentru firea omenească. Dacă a luat toate ale firii omenești, a luat și cuvântul, a luat și numele. Și numele său primește, iată, din partea firii sale dumnezeiești, aceste puteri de care vorbea Sfântul Ioan Scărarul. Dar numele este identic, prin urmare, cu firea dumnezeiască sau nu? Spuneam mai înainte că și da, și nu. De ce aceasta? Pentru că, iată, în jurul lui Iisus erau atâtea persoane, fariseii care erau împotriva lui, erau adversari și îi rosteau numele. Și cu toate acestea, numele pentru ei nu era puternic pentru mântuire. După cum alții, care îi cheamă mereu în numele său, simt această putere venind spre ei ca printr-un canal sau precum lumina soarelui vine către om printr-o rază. Aceasta este cauza puterii numelui lui Iisus. În Vechiul Testament, la facere, în capitolul 32, acolo unde este vorba despre lupta lui Iacov cu îngerul, se menționează că la sfârșitul acestei dispute Iacov voia să știe cu cine s-a luptat. Și atunci îngerul îi spune: de ce vrei să afli aceasta? Pentru ce întreb de numele meu? El este minunat. Prin urmare, Dumnezeu este mai presus de orice nume, dar făcându-se om, poate fi prin numele său făcut atent pentru a coborî în toate situațiile noastre dificile. Revenind la această problemă a numelui și vorbind acum în sensul exactității rostirii numelor proprii, readucem în discuție maniera în care se rostesc anumite nume provenite din vechi ocupații, vechi meserii sau ranguri terminate în sufixul de agent ar sau er. De exemplu, beraru, blănaru, cârciumaru, cizmaru, colceru, făinaru, mătăsaru, oieru, păduraru, strugaru, toboșaru, urdaru, zidaru. Sufixul acesta se pare că este asociat, după cum spunea Alexandru Graur, cu încercarea de a marca originalitatea românească a unor nume ardelenești și moldovenești prin adăugarea acelui i și u final. Prin urmare, numele respective ar deveni berariu, blănariu, cârciumariu, cizmariu. Dar asta se întâmplă numai în cazul numelor care trimit la acele vechi ocupații sau meserii despre care vorbeam. Există acum o tendință de a face din acel i moale sau scurt din final o vocală, deci de a transforma un i nesilabic într-un i silabic, influențat de modelele grecești terminate în iu. De exemplu, numele Atanasiu, Catargiu, Dimitriu, Caragiu, Gheorghitiu, Grigoriu, Vasiliu și altele. Acestea, într-adevăr, implică un hiat, da, între i și u, cu accentul pe i final. Catargiu, Atanasiu, Dimitriu. Dar de aici este greșit a pronunța toate celelalte nume terminate în u, provenind de la
provenind de la meserii sau nu, în, cu accentul pe, pe I. De exemplu, nu se spune boariu, ci boariu. Nu boeriu, nu boieriu, ci boeriu. Nu ciubotariu, ci ciubotariu. Nu cojocariu, ci cojocariu. Nu funeriu, ci funeriu. Nu morariu, ci morariu. Nu olariu, ci olariu. Nu păcurariu, ci nu păcurariu, ci păcurariu. Nu pădurariu, ci pădurariu. Corect este prunariu, sechelariu, sechelariu, treistariu, nu prunariu, sechelariu, treistariu. Există acum și niște excepții, acele cuvinte care se termină în giu sau ciu, care nu mai respectă această rostire. Accentul, într-adevăr, cade acum pe i, ca în numele Cazangiu, Hergelegiu sau Zapciu. Până data viitoare, la revedere și să ne gândim că lucrul cel mai important nu este atât rostirea corectă a numelor, de care trebuie să avem grijă, cât mai degrabă ortografierea în cartea vieții prin cuvinte, gânduri și fapte adecvate. La revedere!